Un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului pentru Aviație Civilă din Myanmar a declarat că o aeronavă neidentificată s-a prăbușit în mare, în largul coastei de vest a țării, iar autoritățile încearcă să o localizeze, relatează Reuters Online. Singurul lucru pe care îl pot spune sigur în acest moment este că nu este un avion al companiilor noastre aeriene, din ce am verificat până acum, a declarat un oficial. Acesta a spus că autoritățile aviatice au fost alertate de către surse regionale despre accidentul care, potrivit unor informații neconfirmate deocamdată, a avut loc vineri dimineață. Președintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, a promis că nu va mai înjura în timpul discursurilor sale după ce, spune el, ar fi primit instrucțiuni în acest sens de la Dumnezeu, informează presa locală. Priveam către cer când veneam încoace și o voce mi-a spus: dacă nu încetezi, voi dobori acest avion, a povestit Duterte într-o intervenție în fața presei, la revenirea în Filipine după o vizită oficială de 3 zile în Japonia. Și eu am întrebat: cine vorbește? Evident, era Dumnezeu, așa că i-am spus lui Dumnezeu că nu voi mai folosi cuvinte urâte și injurii, a adăugat șeful statului filipinez. O promisiune făcută lui Dumnezeu este o promisiune făcută poporului filipinez, a insistat acesta. Un general american a estimat că aproximativ 900 de combatanți ai grupării Stat Islamic au fost eliminați de când a început ofensiva forțelor irachiene pentru eliberarea orașului Mosul și a împrejurimilor, relatează Le Figaro Online. Între 12.000 și 15.000 de persoane au fost până în prezent nevoite să-și părăsească locuințele din cauza operațiunilor militare care vizează recucerirea orașului Mosul, ultimul bastion al teroriștilor în această țară, potrivit unor surse. În cea de-a 11-a zi a ofensivei, generalul american a indicat că forțele irachiene au eliminat probabil între 800 și 900 de combatanți Stat Islamic până în prezent.